Avem în fața noastră trei, între trei, cel mai bun bucătar amator din acest sezon. Deși nu neapărat liniar, parcursul vostru în această competiție, așa plin de urcușuri și coborușuri, cum a fost el, a fost dictat de pasiune, ceea ce mă bucură. În momentul ăsta al competiției, și e valabil și pentru voi, psihicul este cel care va face diferența între a merge mai departe sau a merge acasă. Tocmai de aceea, Marco, lasă șorțul pe bancul de lucru. S-a oprit inima, eu nu... Frică de simțit. Lasă șortul jos. E cum lasă șortul jos. Ți-ai îndeplinit bine sarcinile de serviciu astăzi, urcă la etaj. Nu am cum fericit. Ai avut cea mai bună farfurie din seara asta, Marco. Andreian. Da, șef. Și Gabriela. Da, șef. Veniți în față, te rog. Sunteți prieten? Da, șef. Eu sunt foarte mândru de voi, cum sunt foarte mândru și de ei. Mulțumim, șef. Doar că vin momente când cineva este mai bun decât noi sau cineva greșește mai mult. E atât de simplu. Și nu o să vă mai prelungesc agonia ca să nu mai facem. Adrian, ai greșit mai mult. Știa, șef. Locul 6 pentru mine este de ajuns. Este chiar mai mult decât mă gândeam că o să ajung în acest parcurs. Au fost momente mai bune și momente mai puțin bune. Știu că eu cu Adrian nu ne suportam la început. De fapt, nimeni din competiția asta nu mă suporta, dar el și cu Ramona sunt singurii oameni din competiție cu care m-am împrietenit, cu adevărat m-am împrietenit. Și care m-au și cunoscut cu adevărat și și-au dat seama de felul meu de a fi. Din momentul ăsta deja suntem o familie, da? Proba pe echipe m-a dărâmat psihic. Și concurent foarte bun, top 6, concurent Masterchef România 2022. Acum plec la soția ta, stai cu copii. Să gătești? Bineînțeles. Nu pot să mă bucur. Clar, e bine sunt pe balcon, però e fost echipa mea. L-am duce eu. L-am duce la eliminare. Ai o bursă plătită în bucătăria mea de o lună de zile. Da? Mulțumesc. Asta pentru că mie mi-a plăcut foarte mult de tine. Mulțumesc. Și mi-ar plăcea ca nervii ăia care se vedeau pe fața ta să se ducă în cuțit și în tocător, nu asupra tuturor. Important e ce faci tu. Mulțumesc. Mulțumim că ai gătit pentru noi, Adrian. Eu vă mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Mersi frumos, Adrian. La doi sunt foarte buni. Și cu Adrian am legatura mai tare decât cu Gabriela, pentru că mi-e dore inima pe la doi, pentru că a fost echipa mea asta. Mulțumim, Adrian! Probabil ați băgat de seamă cât de greu este pentru noi, la fel o să fie și pentru voi, din ce în ce mai greu. Până când va rămâne unul singur.